Dragi copii, la mulți ani! Numele meu este Alexandrina, prietenii buni îmi spun Dina și am venit în fața voastră cu un cântecel. Când eram mai mică, a venit tatăl meu la mine și mi-a spus: Dina, vreau să te învăț un cântecel nou. Nu era o surpriză, pentru că noi suntem o familie de cântăreți. Și mi-a zis, uite, un poem, o poezie din Ion Creangă. Eu știam de Ion Creangă deja de la grădiniță, de la școală. Știam că este un scriitor român care a scris povești. Nu știam că a scris și poezie. Dar ce m-a uimit și ce mi-a plăcut a fost că era despre o păsărică în timpul iernii, în momente în care, din păcate, e frig și deja îți poți închipui cum se poate simți o pasăre când este zăpadă. Și poezia se numește Păsărica în timpul iernei. O cântam când aveam 7 ani, deci e vocea de când aveam 7 ani, eu. Și partea frumoasă din acest cântec este mesajul. Adică Dumnezeu, Creatorul, este Cel care ține la toate ființele Pământului, la toate ființele Universului. O păsărică, oricât ar fi de mică, chiar și pe ea o iubește. La mulți ani! Păsărea, Dumnezeu care a făcut-o pe dânsa ca și pe noi.